Sfânta Chiriachidi Nicomidia s-a născut într-o familie creștină evlavioasă și înstărită, din părinții Dorotei și Eusebia. Aceștia i-au dat numele Chiriachii singurei lor fetițe pentru că se născuse duminica, iar în limba greacă Chiriachii înseamnă duminică. Pentru că tânăra Chiriachii era foarte frumoasă și provenea și dintr-o familie bogată, un magistrat local a dorit să o logodească cu fiul său. A cerut-o părinților săi, însă Dorotei și Eusebie i-au explicat că Chiriachii își dedicase viața și fecioria lui Hristos, dorind să trăiască în astfel de nevoință întreaga viață. Înfuriat, magistratul a făcut public faptul că părinții fetei erau creștini. Vrând să le facă rău, au mințit spunând că aceștia au batjocorit statuile zeilor necinstindu-i și au refuzat să le aducă jertfe. Toate acestea se întâmplau în timpul domniei lui Dioclețian, un împărat roman vestit pentru ura sa împotriva iubitorilor de Hristos. Dosite și Eusebia, după ce au fost torturați, au fost despărțiți de fiica lor și trimiși în temnița din Melitene. Chiriachii a fost trimisă de Dioclețian la ginerele și coregentul său Maximian din Nicomidia. Acesta, văzând tinerețea și frumusețea fecioarei, a sfătuit-o să nu își irosească viața și să se lepede de Hristos. I s-au promis în cazul în care se va lepăda viață liniștită și bunăstare. Chiriachii a fost curajoasă, i-a spus împăratului că nimeni și nimic nu o vor putea determina să se despartă de dragostea inimii sale, Hristos Domnul. Pentru acest răspuns, îndrăzneța a fost torturată și întemnițată multă vreme, însă credința și voința sa nu au putut fi nici clintite, nici frânte. În cele din urmă, înțelegând faptul că suferința trupului și amenințările nu pot determina Sfânta Fecioară să renunțe la credința sa, a fost hotărâtă omorârea sa prin decapitare. Înainte de a fi omorâtă, i s-a îngăduit să rostească o ultimă rugăciune. A cerut Dumnezeului Ceresc să-i primească sufletul său în ceruri și s-a rugat și pentru cei care au învrednicit-o de slăvita cununa martirului. Chiar înainte de a-i se tăia capul, sufletul său a plecat la Domnul. Creștinii au luat sfântul său trup și l-au pus cu evlavie într-un loc ales. Creștinii din România au bucuria de se putea închina unui fragment din sfintele sale moaște în orașul Huș. Ele se află astăzi în Catedrala Episcopală, fiind aduse la Huș încă din anul 1787. Putem învăța de la Sfânta Chiriachii statornicia credinței, viața al cărei singur sens este Hristos, ordonarea priorităților în viață și multe alte lucruri. La fel, pilda acestei Sfinte Fecioare ne determină să ne punem întrebarea care ne dă măsura vieții fiecăruia dintre noi. Avem noi oare ceva în viața noastră pentru care merită să și murim?